Să-mi spuneți, vă rog, dacă s-au aplicat ceva sancțiuni celor două profesoare care și-au abandonat eleva în Portugalia. Deocamdată, la nivelul unității de învățământ, s-a constituit Comisia de Cercetare a Patentelor Disciplinare. Așteptăm și la Inspectoratul Școlar concluziile acestei comisii și, în funcție de sancțiunea primită de cele două cadre didactice, Inspectoratul Școlar își rezervă ulterior dreptul de a declanșa propria sancțiune. Cum am spus, așteptăm concluziile comisiei din școală, conform regulamentului de organizare, acolo e prima etapă acestei cercetări disciplinare. Și dacă o să constatăm că cei din comisie au fost pătimitori, o să declanșăm propria noastră cercetare disciplinară. A fost depuse ceva plângeri în cazul fetei care a fost abandonată în Portugalia? Până la această dată, la nivelul unității noastre, nu s-a depus nicio plângere în această cauză. Polițiștii Biroului Siguranță Școlară s-au sesizat din oficiu pentru infracțiunea de abuz în serviciu. Cercetările în dosar se continuă sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Jibou.